Salutare, dragii mei youtuberi, bine ați venit la un nou vlog. Eu sunt Teddy și astăzi avem un Mercedes-Benz GLC 300E 4MATIC din 2022 cu până în 9000 de kilometri, 8900 de kilometri. Se vinde de către cei de la clasa automotive cu 54.000 de euro. De când vreau să prind o astfel de mașinuță? Pentru că îmi plac SUV-urile astea cochete. Avem un 2 litri benzină, plug-in hybrid, cu autonomie de undeva la 50 de kilometri. Asta e foarte, foarte mișto de oraș. Avem un 211 căluți, deci destul de potent pentru, nu știu, pentru București, să zicem, de exemplu. Chiar și în afară m-am dat un pic la el, mașina nu gâfâie, deci are toată puterea din lume, este ok. O să-i facem și niște costuri de întreținere, dar am ales acum să facem niște costuri de întreținere pe sărăchie, așa. Adică n-am scos foieuri, să râdem puțin așa, cu cât poți să întreții un GLC din 2022, nu știu, să-i pui o revizie total aftermarket și nu știu, un amortizor, plăcuțe, discuri, total aftermarket. Și am pornit mașinuța ca să-i vedem farurile, da? Ce bine se văd, sunt acele faruri multi-beam LED de la Mercedes. Deci o să vedem imediat și costurile, de la scos și păseat-o pe sărăchie. Am avut, nu știu, mai multe discuții cu oamenii ăștia care duc de domne că n-are cum să coste atât de mult un far și așa mai departe. Da, în sfârșit o să fac vlog la un moment dat vis-a-vis de chestia asta și o să vă explic și care e faza cu farurile și jante. AMG frumos, ia uite, Pirelli, tot ce înseamnă. Vă dați seama, dacă mașina asta are până 9000 de kilometri, astea sunt anvelopele de fabrică, 235-55R19. Îmi plac aceste jante, îmi plac cum arată. Instrucția EQ Power aici, frumos. Avem o siluetă, bineînțeles, recunoscibilă. Arată foarte bine, mi-mi place. Ideea e că, uitați-vă cât este de înalt, deci merge un pic de off-road așa, te duci pe la Sinaia, pe acolo, cu gagicuța. Mașina arată bine, tot ce înseamnă. Hai să ne uităm, de exemplu, ia uite cum arată aici. Deci uitați amortizorul ăla de acolo, cât de bine arată. Avem în spate, după cum observați, un material din ăsta așa ca de, cum îi zice, pânză, ceva de genul, dar este ceva tare. Asta, bineînțeles, pentru antifonare. Jantele de pe spate, la fel, la kilometri ăștia, da, nu sunt atinse. Mi se pare totul în regulă la mașina asta. Este o problemă doar la un far în față. Este spartă, cum îi zice, sticla aceea, de fapt este un plastic, că nu mai ai voie să mai pui sticlă. Și a fost comandat pe casco. O să vină și o să fie montat. Asta este cheia și portbagajul, tipic unui SUV-uleț de genul acesta, nu extraordinar de mare. Deci uitați-vă că încă are foliile pe el, frate. Foarte tare. Ia să vedem de sub ce găsim. Încă un spațiu de depozitare, bineînțeles, și încărcarea, da? Pentru, adică priza de încărcare. Și uite, aici avem unde încarci, plug-in hybrid, gen. Rabatere banchetă, priză de 12V, frumos. Avem aici cârlig pentru plase, iar pe partea aceasta la fel. Rabatare banchete, electric, foarte tare. O plăsuță aici. Ia să vedem pe deasupra. Avem acționare electrică și se închide port bagajelul. Frumos. Hai să vedem în spate. A, uite, uitați și stopurile cu LED, ce bine arată stopurile astea. Da? Bă, nu știu dacă mai e nevoie. Ochi de pisică, senzor de parcare, tot ce înseamnă. De acolo este camera. Avem 360 pe mașina asta. Aici avem burle de evacuare, care bineînțeles sunt false. Uite toba acolo jos. Ce caterincă. Aici observăm și camera de pe oglindă. Observați acolo. Și avem și lumină din aia, să se vadă frumos jos așa. Și așa arată ușița. Material tare spre moale, arată bine. Aici lemnul acesta. Material moale mai jos. Încălzire banchetă în spate. Ia uite ce avem aici. Pele cu alcantara așa. Bine, se numește altfel, nu se numește Alcantara la Mercedes, dar știi, așa îi place românului, nouă, că și eu tot român sunt, da? Pele frumos, așa, isofixuri, bineînțeles, cotieră frumos cu cup holdere, cât de tare, și aici mai avem încă un spațiu de depozitare. Foarte frumos, ia să vedem ce mai avem, ia uite, lumina ambientale, acum sunt pe albastru, cât de bine arată. Bun, plăsuță pentru acte aici, gură de ventilație,
plafon negru, frumos, așa, cu luminiță, acolo avem veioză cu cârlig, da? S-a găsit chiloții. Avem aici, uite, uite, tati, panorama, ăsta panorama. Foarte tare, ce-ți mai trebuie? Foarte, ia uite, bă, ce dobitoc, uite și tu. Nu sunt în stare să pun și eu o chestie ca lumea. Avem aici boxuțe, uitați LED-urile din spate acolo, pentru portbagaj, da? Se văd, am focalizat. Foarte frumos. Nu e un spațiu extraordinar, deci nu vă gândiți, dar este foarte decent. Hai să vedem în față. Pe ușița din față avem aici luminișcă, se vadă frumos când deschizi ușa. Ia să vedem, material mai moale, da? Încălzirea în banchete frumos aici, boxuța, lemnul respectiv, material moale pe aici, toate butoniștile, blocare uși, oglinzi, geamuri. Avem aici portbagajel și alimentarea, rezervorul și un spațiu de depozitare destul de generos. Scrie acilișa Mercedes-Benz, ca să nu uiți în ce te urci. Avem un scaun sport, arată foarte bine, semi-electric și uitați unde are kitul de, nu știu, extintor, chestii de genul, cine știe, e foc, dracu. Dacă vine vreo domnișoară lângă tine mai așa, s-ar putea să iei foc. Hai la volan. Așa arată la interior, mi se pare că arată demențial de bine. Bineînțeles, volan cu pele, da? Cu butoniști pe parte și pe alta. Ia uite cu, ia uite, senzitiv, tati, să mișcă chestii lipacili așa. Ia să vedem ce îmi place chestia asta, dăm pe acasă, hai mă. Așa. Și încep și te joci pe aici. Vreau să mergi ceva mișto, ia să vedem. Unde ești, mă? Aici, uite, la stil. Ia vezi, tati, ăsta e sportiv. Te duci mai jos, dai în clasic. Te duci mai jos, dai în progresiv. Ce ai, mă? Îl țin așa pe sportiv, că eu sunt nervos așa de obicei, știi? Aici avem cealaltă tabletică, bineînțeles cu tăciulescu. Și aici avem acel pad senzitiv, da? Cu care ne-a obișnuit merțănică. Bun, gurile de aerisire tipic Mercedes, bineînțeles, zona de climatizare, aici avem frumos scurtături pentru telefon, pentru navi, chestii de genul ăsta. Îmi place foarte mult că avem butoane fizice. Îmi este frică de vremea când vor dispărea complet. Ia uite, mă, nici folia nu i-a luat-o de pe, da? Foarte tare. Mai jos, conectivitate, bineînțeles, avem aici încărcare wireless, două cap holderice. Mai jos, ia uite, avem aici modurile de condus, senzorii de parcare, volum, da, oprit, camere și așa mai departe. Te apeși pe butonul ăsta și îți arată, tati, toate camerele. Bă, ce ai, mă, n-ai camere în apartament, câte camere are mașina asta, ce să-i faci, mă, iese pe off. Aici desfacem cotiera, avem acolo frumos două porturi USB, cât de tare. Bă, da, știi ce n-am văzut eu? Unde are mașina asta priză de 12V? Bă, voi ați văzut? Eu caut pe aici priză de 12V. Aici n-avem. Uite, aici se pune cheia de la Mercedes în cazul în care vrei să deblochezi cutia de viteze. Din câte știu. Dați-mi un comentariu dacă așa este. Bă, unde e priza de 12V la mașina asta? N-are priză de 12V. Nu se poate așa ceva. Deci, na. Bun. Ia să vedem aici torpedou. Da? Iluminat cu tot ce înseamnă. Bun, deasupra candelabru, tot ce înseamnă. Ia să vedem, aprindem frumos aici, da? Aici, ia uite, suport pentru ocelari, acolo ocelari. Rama de la oglindă nu are rama, adică este ceva finuț așa, tati. Aici avem oglindișcă, luminișcă, parasolar, tot ce înseamnă. Frumos, eu îi să-i facem repede niște costuri de întreținere, să râdem așa un pic de zona de aftermarket și s-o mișcăm așa. Prețurile de întreținere sunt făcute la asss.auto.ro și vreau să fac o paranteză aici. Mulți, domnule, trebuie să fiu mai serios așa când filmez și când prezinți așa, băi, este canalul meu. Și eu am ales să fac aceste prezentări auto într-un stil mai caterincos, să zic așa, pentru a ne distra, pentru că, what the fuck, sunt alți prezentatori auto care îți spun, nu știu, din alea,
de la A la B, asta e, nu știu ce, niște cifre din alea ante, la motorișcă și așa mai departe. Nu am ales să fac lucrul ăsta. De ce trebuie să fiu ca ceilalți? Sunt cum vreau eu. Cui place să urmărească un astfel de video, să rămână mulțumesc, cui nu-i place, trece mai departe. Hai să vedem, ia fi atent mai aici. Filtru de ulei paman, 44 de lei, vorbim de 2 litri benzinache, da? Filtru aer, 139 de lei pe man, filtru Habitat cu 207 lei man. Bineînțeles, dacă nu mă șer, în mașina asta intră un ulei de la 0,20 și chestii 0,30, chestii de genul ăsta pentru hibride. Ăla băgați de unde vreți voi, fie că e o OE, fie că e, nu știu, Liqui Moly și așa mai departe. Gândiți-vă că pe OE prețurile se dublează sau triplează, da? Dar la catering, așa, uite, un amortizor spate 2000 de lei pe Bilstein, s-ar putea ca pe OE tot cam așa să fie, nu știu dacă Bilstein nu face, le face pe cele OE. Dați-mi în comentarii cei care știți mai bine. Un disc de frână spate, 340 de lei pe Febi. Un disc de frână față, 560 de lei pe Blueprint. Plăcuțele față, Delphi, 215 lei. Să mă bată, mă, le-aș pune pe ăla, nici să mă bați. Așa. Spatele AT, 258. Aici e ok, da? Mi-aș pune AT, nu-i problemă. Ulei în cutia de viteze Febi, undeva la 300 de lei. Așa. Un far la această mașină, Magneti Marelli, dacă nu mă înșel, undeva la 6000 de lei, ceva de genul ăsta. A, nu se mai confunda, ăsta e beam LED, e, da, cel mai sus în gamă, că vor veni de ăștia. Du-te, domne, că eu am văzut far la nu știu ce preț. Du-te și al pe ăla. Dar aveți grijă, comparați de la furnizori sau, nu știu, magazine autorizate, adică care vă pot da, domnule, de unde l-ai luat? Păi l-am luat de la X. Să poată să dovedească că ăla e un far original sau o piesă originală, dacă... Ai zis TRV? Păi TRV să fie, nu TRV din Turcia făcută pe sumă, înțelegi? Că am mai venit ăștia, bă, cât costă aia? Păi atât, du-te, bă, că am văzut eu pe stânga, pe dreapta, încolo, nu știu ce preț. Da, prețurile, de exemplu, trebuie să te uiți și tu, domne, cât e în mare? 200, da? Nu știu, o piesă, 200, 210, 190, 215... Da? Să nu fie o discrepanță foarte mare. Că dacă tu vezi un brand, da, cum am zis, nu știu, plăcuțele frână 200 de lei TRV, de exemplu, și vezi la unul cu 80 de lei, da, același cod, nu te pune, mă, un pic la gândit? A, era o paranteză. Bun, Mercedes GLC 2022 cu până 9000 de kilometri. Ha, băgăm frumos, știi, zici că dai de ștergătoare, dar de fapt ai băgat în viteză, tot ce înseamnă. Pleacă foarte frumos, foarte fin. Aș vrea să-l dau un modul, ia să vedem, un modul confort, pentru că pe sport mi se pare că balansează un pic. De sportul nu mi se pare un mod foarte ok la mașina asta. Mă refer ca și confort, nu, da? Hey, aici s-a muiat treaba pe confort, îmi place. N-aș spune că este cel mai confortabil SUV pe care l-am condus. Bine, SUV-ulică, nu SUV, da? Așa. Asta a fost una dintre cele mai vândute mașini. Și este în continuare una dintre cele mai vândute mașini premium. De ce? Păi cât de groasă, atât de lungă, vorba aia. Adică mărimea este nici mare, nici mică. Materiale premium. Confort acolo, da? Cât să fie. Dar nu este cel mai confortabil SUV pe care l-am condus, să ne înțelegem. Dar nu înseamnă că mașina asta nu ți face așa cu ochiul, da? Un design destul de minimalist din punctul meu de vedere. Îmi place foarte mult. Lemnul ăsta e, bă, merțănică, mă, tată, mă, nu așa. Ia să o călcăm un pic. Ia uite, hop, s-a dat un pic de cur pentru că avem zăpadă. Nu putem să o călcăm ca nebunii, că cine știe, și trebuie dreacu ceva pe aici, mai e și mașină nouă asta. Se înfige, nu te lasă. Îmi place, îmi place la chestia asta. Și eram pe confort, nu eram pe sport. Bun, volanul. Un pic teșit jos. Se ține foarte bine în mână. Vorba aia, cât de rotund, atât de gros. Vine cineva din fața, hai să facem loc.
Și nu, îmi place că nu alunecă, adică are aderență. Ai și o zonă cu, cum îi zice, niște granulații așa, ca și cum ar fi piele perforată, se ține bine în mână. Poziția la volan, excepțională din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut întotdeauna scaunele de Mercedes. Astea fiind și de scaune cu suport lateral foarte bun. Ai și aici la picior, la picioare jos, poți să reglezi adâncimea. Se stă foarte bine. Stâlpi groși, ca vizibilitate, ai o vizibilitate bună, dar ai stâlpi groși, trebuie să fii atent, în special seara la trecerile de pietoni. Oglinzile nu foarte mari, dar ai, cum zice, asistență la unghiul mort, ai tot ce înseamnă, o vizibilitate bună din punctul meu de vedere. Am mai spus și la alte Mercedes-uri, îmi plac foarte mult luminile pe care le folosesc. Și mă refer lumenii, eu știu cum să numi la astea, luminozitatea pe care o dau ecranele, pentru că nu este, nu este ceva strident, nu este ceva care să-ți ia ochii, să te atragă, chiar și noaptea, ele sunt acolo și nu te deranjează atunci când conduci. Sunt unele mașini care au, chiar și dacă o dai la minim luminozitatea, tot sunt stridente și îți iau un pic din vederea din față. Ai tot ce trebuie. De asta mașina asta este foarte vândută. Ai și modul electric, bineînțeles, plug-in hybrid, dacă stai la căsuță, ai pus-o la încărcat, o autonomie de undeva la 50 de km în oraș. De asta este una dintre cele mai vândute mașini premium din piață, pentru că le are pe toate. Au știut să facă și suvolică, și confort, și plug-in, și bine, ai mai multe motorizări, bineînțeles, asta depinde de gustul și ce vrei să-ți cumperi. Dar ai de toate în mașina asta. Eu mă bucur că m-ați urmărit. Ăsta a fost GRC 2022. Nu uitați de Clasa Automotive, dealerul care ne ajută cu aceste mașini la test. Nu uitați de ASXS-Auto.ro dacă vreți accesorii și piese auto. Și nu uitați de Flotable.ro dacă vreți să faceți Bolt, Uber, Black Cab, Splash în București. Eu vă mulțumesc. Ne vedem data viitoare într-un pic așa mai bălbăit, pentru că mi-au înghețat toate cele când am stat afară și am filmat. Că e ușor, doamne, să filmezi. E ușor. E ce? N-ai nicio treabă. Da, ce să faci? Mulțumesc că m-ați urmărit. Eu am fost Teddy. Pa, pa!